Aflat la al treilea mandat, primarul municipiului Laurențiu Leoreanu susține că, de la o etapă la alta, consiliile județene au rămas cu mai puține atribuții. Consiliile județene au rămas cu prea puține atribuțiuni pe localități. În general, sprijinul financiar și susținerea PNDL-ului vine prin Ministerul Dezvoltării Regionale direct către primării, ceea ce e un lucru foarte bun. În sensul că consiliile județene nu au mai rămas așa cum au fost mai mereu în alte porți, în care primarul lua postea Ghiocelului și mergea. Eu n-am luat postea Ghiocelului, să fiți convinși, și ați avut și concluzia asta și când a fost președinte și domnul Pruteanu și domnul Culiță Tărâță și chiar și doamna Arcan. Deci i-am respectat și m-au respectat. Eu nu m-am dus niciodată cu lingurița sub braț și cu Damigeana în buzunar. M-am dus frumos, corect, respectabil, am prezentat lucrurile și am fost tratat cu respect. Dar și eu am respectat. Dar faptul că acum lucrurile s-au modificat și aceste lucruri se desfășoară direct între ministere și administrații, exact cum și Uniunea Europeană, a micșorat în mod semnificativ influența consiliilor județene la nivelul OAT-urilor. Există foarte multe primării în județul Nemț care nu au la această oră cu ce-și plăti facturile la energie electrică și salariile. Sigur, sunt acele OAT-uri care au probleme, în primul rând, de funcționare. Sunt acele OAT-uri care nici nu se pot gândi la dezvoltare, când ele n-au cu ce plăti curentul și salariile. Am avut chiar sâmbătă întâlniri cu niște primari care mi-au spus că n-au cu ce plăti salariile și curentul la primărie. Da, spui să mai vorbească de curentul la școli. Sunt probleme dramatice, fraților, în România. Nu suntem organizați, nu suntem predictibili. Nu ne-am gândit la o reorganizare administrativă a țării. Eu am mai propus-o și v-am spus-o și o știți acest lucru. Eu am propus să nu fie comună sub 5.000 de locuitori. Eu am propus să nu fie oraș sub 15.000 de locuitori, să nu fie municipiu sub 30.000 de locuitori și să nu fie județ sub 1,5 milioane de locuitori. Eu am propus acest lucru, le-am făcut și la întâlnirea cu miniștri și cu prim-ministru, de câte ori am avut întâlniri. Probabil cineva nu are curajul să iei taurul de coarne, gândindu-se că mereu vin alegerile și au nevoie de acei primari care să-i sprijine la alegeri. Ori dacă vom gândi totdeauna lucrurile prin prisma alegeri, eu de acum pot vorbi liber, că știți că nu mai candidez la funcția de primar și nu am nicio nevoie să-mi fac campanie, da? Deci în mine veți găsi în acest mandat un alt om. Odată eliberat de problema unei noi candidaturi, primarul Leoreanu consideră că poate să privească detașat și cu ochi critic tot ceea ce se întâmplă în administrația publică locală. Aș fi ipocrit să spun că nu, dar acum mă simt mult mai liber și pot să spun lucrurilor pe nume și vă spun cu foarte mare deschidere că interesul pentru voturi face ca să existe un foarte mare subiectivism și o foarte puțină deschidere către o administrație, către o aplicare a legii unitară, echidistantă și pe baza egalității de șanse. Primarul Romanului este ferm convins că n-a existat voință politică a niciunui guvern post-decembrist de a realiza reformarea administrației publice locale, motiv pentru care și la 26 de ani de la Revoluție se lucrează tot după legea administrației publice din 1968, cu repercursiunile de rigoare.